Snejana Frișa. Are o familie frumoasă, dar nu uită și de ceea ce îi oferă liniștea sufletească, și anume muzica. O salutăm și ne bucurăm că este astăzi alături de noi. Bună! Bine ați venit! Bună ziua! Bine ați venit! Luați loc pe canapea, sperăm să vă simțiți comod. Port popular, din start, muzică populară faceți. Da, este așa. De când ați decis că aceasta este menirea dumneavoastră în viață? Încă de mic copil am îndrăgit muzica, cu toate că din spusele mamei cântam mai mult muzică ușoară, din câte și eu îmi aduc aminte, preferam repertoriul doamnei Sofia Rotaru. Dar și zâmânați un pic, așa, dacă e să vă uitați, vi s-a mai spus probabil, da? Când eram mai mică, da, am avut așa vorbe. Și mai târziu, deja fiind la liceu, am descoperit că iese foarte bine să cânt și muzică populară. Acolo am activat în cadrul unui cerc artistic și am avut câteva ieșiri la diferite spectacole și uite așa s-a pornit drumul meu spre muzica populară. După care am mers la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la secția Canto Popular, unde adică, am studiat. Da. Adică interpretă populară cu acte în regulă, pentru că nu oricine face școală. Trebuie să înțelegeți, sunt unii care nativ au voce și știu cum să-și o pună, alții fac. Câți ani de studii ați făcut? 5 ani. 5 ani? Da. E aproape ca la medicină, da? Și apropo, contractele la Academia de Arte costă, e al doilea cel mai scump contract de studii după cel de la medicină. Dar nu știu dacă se câștigă la fel ca la medicină. Eu am avut noroc atunci când am fost student, nu am fost la contract, da. Ați avut și bursă? Da, am avut și bursă. Înseamnă că ați învățat bine. M-am străduit. Știu că aveți și o familie frumoasă și muzica e un domeniu, familia este alt domeniu în care vă oferiți întru totul. Da, așa este. De asta și cred că a fost o pauză atât de mare în activitatea mea artistică. Deci, odată cu apariția copiilor, am făcut o pauză, cred eu, destul de lungă. Câți copii aveți? Doi copii. Așa, cât de mari sunt? Că rezultatele urmează să le descoperim. Doi copii, băiatul finisează clasa 11-a, iar fata clasa 9-a finisează. Chiar astăzi are examen. Primul examen. Primul examen. Ținem pumnii. Știu că ați ținut pumnii pentru băiatul mai mare. Este olimpic. Da, este olimpic. Ne mândrim enorm de mult pentru succesele lui. Și îl admirăm pentru perseverență, pentru disciplină și pentru atâta muncă depusă, dar nu în ultimul rând mulțumim și profesorilor care, prin dăruire și prin profesionalism, îi ajută pe copiii noștri. Așa, a obținut locul 2 la Olimpiada de fizică. Da, la Olimpiada Asiatică de fizică. Da. Și au participat câte țări? Păi nu țin minte, cred eu vreo 40 ceva de țări, dacă din nu greșesc. Din 40 și da. Ceva de țări, fiul dumneavoastră a ocupat poziția da, locul 2. A doua. Da. E o mândrie nemaipomenită, cred. Da, e o mândrie că... de nedescris și o bucurie atât pentru noi, cât și pentru bunei și pentru tot neamul, da. E cineva din familia dumneavoastră care este pasionat de materiile exacte? Pentru că, din câte văd, nu de aici vine pasiunea pentru fizică. Păi bunelul, să spunem bunelul pe linia tatălui, a studiat inginerie cândva și cred că de acolo îi se trage așa o viță de... Așa. De... Iar fiica dumneavoastră? Fiica... Este o fire mai artistică. Înseamnă că din partea mamei. Da, mai mult mamei. Îi place să scrie poezii. A studiat și pianul la un studio muzical. Așa, ea este mai cu profilul umanist. Așa, ați făcut parte dreaptă, fiecare, câte un copil și câte un domeniu. Am văzut că aveți o relație frumoasă cu foarte mulți artiști de la noi din țară. Cum e totuși în lumea asta muzicii?
primesc titanii muzicii populare pe cei care poate nu au o carieră atât de vastă ca a lor? Nu știu, eu cred că este loc sub soare pentru fiecare, da. Și noi am avut ce învăța de la titanii muzicii noastre, să spunem așa, de mici copii, cred că toți am ascultat la radio și la televizor cântecele îndrăgiților interpreți, Nicolae Sulac, Mihai Ciobanu, regretata Maria Drăgan, Ioana Căpraru, Zinaida Julia, Valentina Cojocaru și lista este lung. Așa că am avut și acum avem ce învăța. Ce fura pe alocuri din manieră, din ținută. Și cred că și, nu știu, nu am avut așa discuții pe această temă cu artiștii mai mari, dar cred că se uită cu ochii buni la artiștii mai tineri care vin din urmă și le calc pe urme. Da, că trebuie cineva să ducă mai departe muzica noastră prin generații. Ați venit să ne cântați! Da, desigur. Haideți să ascultăm și melodia, și dansăm, să începem săptămâna cu veselie. Vă dorim audiție plăcută, sunt Jana Frija pentru dumneavoastră. Poftiți la sârba roată, sârba din străbuni, să petreșem oameni buni. Sârba asta strămoșească să o învârtim, să cântăm, să chiuim. Azi în sat-i sărbătoare și neamuri s-au strâns, bucurii ne-au adus. Să jucăm ca altă dată jocul și-ni drag, că eu voie bună fac. Moldovenii joacă sârba mândri și frumoși, ca stejarii difăloși. Din la Nistru mai departe, ista joc știut, dită neamul cu Moldovenii joacă sârba mândri și frumoși, ca stejarii difăloși. Din la Nistru mai departe, ista joc știut, dită neamul cunoscut. Să ne prindem iar roată, chiuiți cu tăți, neamuri dragi ca-n altii dăți. Care neam tot neam rămâne și se prind din joc, cântați lăutare cu foc. Vezi și vremea să duc ani, noi aici suntem, că vatră sfântă avem. Straiu, cânticul și joc, o moștenire sunt, cât trăim pe acest pământ. Moldovenii joacă sârba mândri și frumoși, ca stejarii difăloși. Din la Nistru mai departe, ista joc știut, dită neamul cunoscut. Moldovenii joacă sârba mândri și frumoși, ca stejarii difăloși. Din la Nistru mai departe, ista joc știut, dită neamul cunoscut. Ista joc fără hotare, în suflet ascuns, pistită cu noi l-am dus. Când ne adună neamul roată lângă lăutari, așa ca la zâni mari. Și ne ține rădășina pe-o gură din rai, pe moldovenesc cu plai. Moldovenii joacă sârba mândri și frumoși, ca stejarii difăloși. Din la Nistru mai departe, ista joc știut, dită neamul cunoscut. Să jucăm sârba saltată așa cum o știm, cu toți să ne-nveselim. Că e mare sărbătoare și la masă avem.